Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ascultăm în liniște și cu respect cuvântul lui Dumnezeu din același psalm care a fost citit de către fratele Mircea în deschiderea acestui timp de părtășie. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo. Și gândunica un cui unde își pune cui. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană, Doamne al oștirilor. Ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Amin. Vă mulțumesc. Vă rog să reocupați locurile. Mă simt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră la acest moment de deschidere acestui lăcaș de cult. Mă simt onorat pentru faptul că motivația cu care s-a realizat această nouă clădire este o motivație corectă. Cred că într-un fel s-a asemănat cu motivația pe care a avut-o David când a dorit să construiască o casă pentru Dumnezeu. El a spus, nu se cade ca eu să locuiesc într-o casă bine făcută, iar locul de închinare pentru Dumnezeu să fie unul construit din niște materiale perisabile. Haideți să construim o casă. Și Dumnezeu a apreciat intenția, dorința, râvna regelui David. Deși nu el a reușit să facă acel proiect, el doar a procurat materialele pentru ca generația următoare să se ocupe de acest proiect. Spun lucrul acesta pentru că astăzi se realizează multe lăcașuri de închinare. Uneori, datorită unor ambiții care n-au nimic de a face cu duhovnicescul. Mă bucur că biserica aceasta, clădirea aceasta, s-a construit din niște motivații sfinte. Și Domnul să-i binecuvinteze pe toți aceia care, timp de 4 ani, într-un fel sau altul, au pus umărul la lucrarea aceasta. Amin. Amin. În țara noastră există foarte multe lăcașuri de cult. Unele mai mari, altele mai mici. Unele mai vechi, altele mai noi. Și bine că sunt. Se estimează că sunt undeva peste 25.000 de lăcașuri de închinare pe teritoriul țării noastre. Aparținând, bineînțeles, tuturor confesiunilor. Problema care apare este însă alta. Unele dintre ele sunt frecventate extrem de rar. Într-un studiu dat publicității săptămâna trecută, de către
Asociația Soros, s-a tras concluzia, în urma unui sondaj efectuat în luna iunie acestui an, cum că în bisericile istorice, doar 6% dintre credincioși merg o dată pe săptămână la biserică. La neoprotestanți, procentul este puțin mai bun, de 90%. Dar trebuie să admitem că și la noi procentajul este în scădere. Tot în dreptul religiilor istorice din țara noastră, unul din 5 tineri merg o dată pe lună la o lăcaș de închinare. Fapta este de-a dreptul alarmant. Dar știți ce mă doare pe mine? Că și din bisericile noastre, astăzi tinerii nu mai au aceeași dorință de a veni la lăcașul de închinare. Pentru unele persoane, venirea la un locaș de închinare reprezintă de-a dreptul o corvoadă. Unii spun, mai degrabă mergem la un picnic. Mai degrabă prefer să mai dorm duminică dimineața după o săptămână plină de activitate. Pentru unii este o rutină. Unii vin la biserică pentru ca nu cumva frații presbiteri se tragă de mânecă. Se întrebe, măi, de ce n-ai venit la biserică? Atunci, din respect oarecum față de oameni, oamenii mai vin din când în când la biserică să facă prezență. În această zi, eu aș vrea să vă vorbesc din textul acesta care a fost citit despre câteva motivații pentru care avem plăcere să venim la lăcașul de închinare. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Observați, nu vorbesc de ce trebuie să venim la biserică. Din pasajul acesta vreau să evidențiez de ce este plăcut atunci când venim la casa Domnului. De ce suntem fermecați de lucrul acesta. Ca să folosesc alte cuvinte ale regelui David de data aceasta, din Psalmul 122, el spunea în felul următor. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Acum, haideți să ne uităm la noi înșine. Vă provoc. Și îmi spun și mie lucrul acesta. Chiar ne bucurăm când mi se zice, haidem la casa Domnului? Nu mă refer la o serbare ca aceasta de debut. E normal. Dar atunci când poate sunt mai puțin la biserică, atunci când poate nu cântă nici fanfara, nici corul, ne mai bucurăm să venim la casa Domnului. Vedeți, raportul pe care îl stabilește psalmistul este de 1:1000. Decât să fie în altă parte, spune de 1000 de ori mai mult vreau să fiu în casa Domnului. Ce îl determina pe el să aibă această dorință aprinsă? De a fi în casa lui Dumnezeu. Dați-mi voie să identific un prim motiv din textul acesta. De ce avem plăcere de a veni la casa Domnului? Uitați-vă în versetul 2. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către cine? Către Dumnezeul cel viu. Motivul pentru care ne face plăcere să venim la un lăcaș de închinare rezultă în faptul că noi îl iubim pe Dumnezeul care este în lăcașul de închinare. Noi nu venim aici ca să admirăm arhitectură sau imagine. Noi nu venim aici nici măcar să ascultăm cântări bune sau predici bune. În fine, noi suntem aici și venim aici și duminică, și joi, și în alte circunstanțe, și în alte zile, pentru că ne întâlnim cu Dumnezeul pe care îl iubim. Amin. În templul din Ierusalim,
s-a sărășluit slava lui Dumnezeu. Când s-a terminat acel templu de care vorbea fratele Mircea, se spune în Scripturi că slava Domnului a venit și a umplut casa Domnului. În așa fel încât toți cuiozii au trebuit să iasă afară. Dumnezeul transcendent a binevoit să se coboare la nivelul oamenilor, într-o manieră perceptibilă. Și oamenii să aibă o relație cu acest Dumnezeu. Și amintiți-vă din vechime că evreii aveau obligația să meargă la lăcașul de închinare partea bărbătească, majoră, adultă, de câte ori pe an? De 3 ori pe an. Pe vremea judecătorilor vedem că interesul a pălit, a slăbit. Odată pe an mergeau și își aduceau jertfa de peste an. Mai târziu, observăm că oamenii atât de distanți au ajuns față de acest Dumnezeu care era acolo prezent, în acel templu. Încât au închis casa Domnului. Și se spune de 2 ori că Atalia și apoi ulterior Ahaz a ajuns până acolo, încât poporul lui Dumnezeu a închis casa Domnului. Și a fost nevoie de un Ioas, a fost nevoie de un Ezechia, care să redeschidă, care să dragă casa Domnului, pentru că în inima lor era o dragoste pentru Dumnezeu. Și există o relație direct proporțională între dragostea față de Dumnezeu și participarea la închinarea într-un lăcaș de închinare. De aceea vreau să spun în această zi că dacă cineva nu mai are interes, nu mai are pasiune de a veni la locașul de închinare, știți ce trebuie să-l verifice? Inima. Dacă în inima ta simți că te-ai răcit față de întâlnirile de aici, înseamnă că în inima ta nu mai există sete, nu mai există avidititate după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul care se manifestă în lătașul de închinare. Uitați-vă dumneavoastră că asistăm în vremurile noastre la fenomene care s-au repetat în istorie. Ne mirăm de faptul că acele biserici din Asia Mică, cărora le sunt adresate cele 7 scrisori din Cartea Apocalipsei, nu mai există astăzi. Pur și simplu. Au fost rase de pe fața Pământului. Dar astăzi, în Londra, de pildă, te duci și vezi lăcașuri de închinare care sunt transformate în săli de dans, în cinematografe. Când, cu nu mulți ani în urmă, acolo era trezire spirituală. Întrebarea mea este de ce? Pentru că inima celor oameni s-a răcit față de Dumnezeu. Și pericolul pe care ar trebui să-l luăm în calcul astăzi, chiar într-un moment de sărbătoare, este ca nu cumva în inima noastră să ne răcim față de Dumnezeul care este în lăcașul de închinare. Doamne, ajută-ne la aceasta. De ce spun lucrul acesta? Recent am fost în Bruxelles din nou și mă uitam la una dintre cele mai mari clădiri, un lăcaș de cult, care nu are niciun alt scop decât ca acolo să se organizeze expoziții, să se facă lansări de carte și lăcașul acela de cult impunător, pe care poate unii dintre voi l-ați vizitat. Practic, nu mai folosește scopul lui. Dragii mei, biserica nu este o casă memorială. A fost cândva Dumnezeu aici. Biserica este locul unde Dumnezeu este acum. Și cu acest Dumnezeu venim să ne închinăm. Cu acest Dumnezeu venim să ne întâlnim. Și dacă venim în locul acesta,
se datorează faptului că în inima noastră există apetit pentru Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănirea. Cei care îl caută pe Dumnezeu. Dragul meu, de asta trebuie să vii într-un asemenea loc. Dacă inima ta tânjește după Dumnezeu, dacă trupul tău, dacă inima ta strigă către Dumnezeul cel viu, vino într-un asemenea loc. Și asta îți produce plăcere. Un al doilea motiv pentru care avem plăcere, satisfacție de a veni într-un loc ca acesta, într-un loc de închinare. Îl identificăm în cel de-al treilea verset al acestui psalm. Spune aici, astfel, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune cuii. De ce ne face plăcere? Dați-mi voie să interpretez acest verset în felul următor. Pentru că suntem acceptați așa cum suntem noi. Există o accesibilitate nediscriminatorie în biserică. Mi-am plăcut în dimineața aceasta, am venit cu mașina și știam că trebuie să fiu mai repede la biserică, trebuie să duc copiii la biserica de unde suntem. Și am întârziat puțin, iar băiatul care se ocupă cu parcarea a spus, nu aveți voie să mergeți mai în față. Domnule, dar trebuie să ajung aici. A venit fratele Virgil, care este președintele cultului. Și s-a spus la fel, aici. Și a mers prin ploaia, a venit până aici. Ne-au uniformizat pe toți, nicio problemă. Noi, în fața lui Dumnezeu, suntem egali. În ceea ce privește mântuirea. Nu mai este nici barbar, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Aici când venim la biserică, noi suntem pe picior de egalitate. Nu contează ce portofel ai, nu contează ce mașină ai, nu contează ce poziție ai în societate, nu contează. Noi aici suntem înaintea lui Dumnezeu. El este suveranul, El este stăpânul, iar noi rog. Toți suntem păcătoși, toți avem nevoie de mântuire, toți avem nevoie de sfințire. Și atunci, putem să spunem și noi ca alt psalmist, în psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce. Este să locuiască frații împreună. Domnul Iisus spune că lui nu i-a fost rușine să ne numească frați. Când venim aici, ne privim în ochi și simțim că suntem legați. Un lucru acesta produce bucurie, plăcere. Simțiți cu toți că sunteți frați, răscumpărați, uniți. Sunt versurile care erau pe dedesubtul melodiei care a fost interpretată de către fanfare. Dragii mei, în ce privește slujirea, adevărat că Dumnezeu ne-a zescat pe fiecare într-un mod diferit, dar atenție, toți pot sluji. Sunteți de acord? Toți care sunt parte a Bisericii lui Hristos pot sluji. Fiecare își găsește un loc aici în casa Domnului. Fiecare are semnificație. De aceea simțim plăcere să venim într-un astfel de loc. Pentru că aici conștientizăm că aparținem de cea mai minunată societate pe care a creat-o Dumnezeu. De cea mai minunată instituție, și anume Biserica. Avem acest sentiment al apartenenței sfinte. Și ne face plăcerea aceasta că nu suntem excluși, că suntem băgați în seamă, că Dumnezeu a pus ceva în noi, că a pus preț în noi. Și ne găsim și noi un loc la altarul Domnului. O lucrul acesta ne produce plăcere. De aceea venim aici. De aceea fiecare poate să se exprime în biserică. De aceea oricine poate să se roage în biserică. De aceea, fiecare poate să contribuie cu ceva.
Un lucru acesta produce în noi bucurie. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem din pasajul acesta e următorul. De ce ne place să venim la locașul de închinare? Pentru că îl iubim pe Dumnezeu, pentru că ne simțim acceptați așa cum suntem și, în al treilea rând, pentru că aici este reaprins focul închinării. Uitați-vă în versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Reînnoirea capacității de a lăuda pe Dumnezeu. Știți cum sunt descriși primii creștini în Cartea Faptele? Ei lăudau pe Dumnezeu. Închinarea, lauda adusă lui Dumnezeu, înnobilează ființa umană. Și nu există ceva mai înălțător pentru o ființă umană decât aceea să stea în adorare înaintea Dumnezeului care este prezent, care se manifestă în lăcașul de închinare. Biserica din Pelica Iușucă este o biserică ce are un istoric și un specific. Pot să spun că zona socială se poate lăuda cu biserica din Pelica. De ce? Pentru că există o tradiție frumoasă, aceea cântării. Cântări corale, acum și fanfare. Vreau să fac aici o remarcă. Noi putem cânta. Și fără totuși să ne închinăm. Sunteți de acord? Există multe formații muzicale. Există foarte multe coruri. Dar, dincolo de acestea, poate să lipsească focul închinării. Însă, atunci când venim într-un asemenea lăcaș, închinarea este stimulată. În momentele acestea, inima noastră se încălzește. Și dați-mi voie să spun că de foarte multe ori, în timp ce cântam o cântare în biserică, am simțit la un moment dat că lacrimile curg pe obraj, că inima mi se înfioară și că efectiv percep prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, doar venind într-un astfel de loc, doar stând față în față cu Dumnezeul cel viu și adevărat, închinarea poate să prindă din nou aripi. Oamenii de afară nu-L pot lăuda pe Dumnezeu, dar noi mai putem. Noi mai putem și biserica adevărată este biserica aceea care se închină într-o manieră autentică. Nu doar de pe buze, cum spunea profetul. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima este departe de mine. Și acea închinare care ne pătrunde întreaga noastră ființă, care nu se oprește doar la nivelul emoțiilor umane, ci are loc undeva în Duhul nostru, care rezonează cu Duhul Dumnezeu. De aceea venim într-un astfel de loc, pentru că lauda este înflăcărată. Și binecuvântată este biserica în care Dumnezeu este lăudat. Acolo se manifestă slava lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Și atunci când biserica constituie acel cadru adecvat, slava lui Dumnezeu se manifestă. Și binecuvântați sunt credincioșii, binecuvântați sunt frații și surorile care îl cunosc astfel pe Dumnezeu într-un context al închinării. De asta venim aici. Spunea Hristosom că biserica este raiul desfătărilor duhovnicești. În momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu, inima ta este saturată. Și fac această subliniere. Nu există pe pământ, pentru o ființă umană, o mai mare împlinire decât aceea să stea în intimitate cu Creatorul în închinare. Spun lucrul acesta pentru că există credincioși care vin în lăcașul de cult, dar care niciodată n-au experimentat acest fior sfânt al închinării.
Dar atunci când vii aici, încă mai ai șansa să stai față în față cu acest Dumnezeu și inima ta să fie înfioată în fața acestui Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Motivele pentru care avem plăcere să venim la casa Domnului. Pentru că iubim pe Dumnezeu. Pentru că ne simțim acceptați. Pentru că aici ne este reaprinsă inima pentru închinare. Și pentru că, în fine, primim putere de transformare. Uitați-vă aici. Se spune despre cei care vin în casa Domnului că ei merg din putere în putere. De foarte multe ori, poate vii aici apăsat, dezorientat. Vii în locul acesta tulburat. Dați-mi voie să spun, a fost de foarte multe ori experiența mea. Și am plecat din biserică. Înaripat. Cu ființa mea revigorată. Am plecat din locul unde m-am întâlnit cu frații și surorile, conștient că Dumnezeu mi-a vorbit și că mi-a mai administrat o doză de putere pentru a face față provocărilor pe care le are societatea din vremea de acum. Știți, pe lângă închinare, biserica are nevoie de edificare. Are nevoie de a fi fortificată pentru a putea face față tuturor loviturilor celui rău. Suntem asediați de o lume care vrea să ne încapsuleze în mostrele ei, în tiparele ei, în mentalitatea ei. Dar, dragii mei, biserica ce se hrănește din Dumnezeu merge din putere în putere. Ea crește, nu îmbătrânește. Biserica adevărată este biserica ce rămâne verticală în fața lumii. Și știți de ce? Pentru că uitați-vă aici, mandatul bisericii nu este să se închidă într-un lăcaș de închinare. Da, venim aici! Pentru că, așa cum spunea un părinte al bisericii, biserica este spitalul sufletelor. Venim în locul acesta pentru ca să fim vindecați. Și ca apoi noi să mergem din nou în lupta spirituală. Pentru ca să transformăm valea plângerii într-un loc plin de izvoare. Președintele american în anii 60, la momentul instalării Kennedy, a avut un discurs de inaugurare care a înflăcărat imaginația întregii națiuni. Și l-a spus în felul următor: nu întrebați ce poate face țara pentru voi, un principiu al distribuției, ci întrebați ce puteți face voi pentru țară, principiul contribuției. Noi, ca biserică, suntem chemați să facem ceva pentru societatea aceasta. Suntem chemați să ne investim în societate. Noi nu venim aici doar pentru a consuma predici, pentru a ne bucura de o atmosferă, ci din acest foc al închinării, din această fortificare lăuntrică pe care o realizează Duhul Sfânt prin cuvânt, să mergem în societate și să fim oameni care să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Biblia spune că cei care cred în Hristos, din inima lor vor curge izvoare, râuri de apă vie. Dragii mei, pentru aceasta venim într-un asemenea loc. Pentru ca din noi să se reverse către alții ulterior. Binecuvântare. În viața noastră să se vadă Dumnezeul căruia noi ne închinăm. Altfel degeaba venim în astfel de loc. De aceea avem plăcere să venim în locul acesta. Mă rog din toată inima ca biserica din Prelica să experimenteze această dulceață de a veni în lăcașul de închinare. Nu numai într-un asemenea context sărbătoresc, unde este firesc, unde este normal, ci în permanență și de aici să fim formați de Dumnezeu pentru a fi oameni utili pentru societatea aceasta care are o nevoie disperată de Dumnezeu. Doamne, ajută la lucrul acesta. Amin. Amin.